Las Vegas. Astăzi o să vă arăt împrejurimile, o să vă arăt cum este în hotel, pe lângă, în afară, o să vă arăt Vegas-ul, cât o să putem să filmăm din el. Noi am ajuns de 3 zile, din păcate nu am filmat, fiindcă atunci când ești într-o situație în care te distrezi super tare și te bucuri de moment, exact atunci uiți să filmezi și să faci poze. Am început să filmez și să fac poze doar astăzi, dar vă promit, o să fac toată ziua. Așa că fiți pe fază. Ieri am vrut să mergem la The Venetian să decazăm. Nu trebuia să fim aici. Și o să mergem azi să schimbăm hotelul. Stăm la 3 hoteluri diferite. Am vrut să experimentăm, să vedem fiecare cum e, să vedem diferențele dintre ele. Și mergem acum la The Venetian. Astăzi. Dar, din păcate, am avut o mică mare problemă. Aici poți să faci rezervare dacă ai sub 21 de ani, dar atunci când trebuie să faci check-in-ul, trebuie să fie cineva care are peste. Din păcate, noi nu am fost atenți și atunci când i-a cerut că am mers să facem la recepție, când am mers să facem check-in-ul, aveam rezervarea și aveam camera plătită, l-a întrebat normal câți ani are și el casual, liniștit, așa a spus că 19. Din momentul acela, ni s-a anulat rezervarea și ne-au aruncat bagajele în brațe și, cumva, să spunem, ne-au lăsat pe stradă în Vegas. Și am spus, găsiți-vă hotel, fiindcă aici clar nu stați. Am fost fraier că am făcut asta, nu am gândit-o dinainte, dar am știut, chiar dacă sunt doar 2 sau 3 hoteluri în Vegas, că ne putem caza de fapt la orice hotel vrem noi, dacă știm de fapt să spunem că avem altă vârstă. Să demonstrăm. Iar noi ne-am dat seama că pe buletinul lui Max sunt 2 cifre, 94, care ar însemna că el are 23 de ani, ceea ce este extraordinar de bine. Ne-am cazat la Caesar Palace, cum vedeți în spate. Și, desigur, am primit alcool și orice alte lucruri pe care poate doar persoanele de peste 21 plus au acces la ele. Azi o să vă arătăm toate lucrurile pe care n-am apucat încă să le filmez. Și o să filmăm dinăuntru hotelului, eu o să vreau să vă arăt piscinile și toate lucrurile interesante. Și o să vă spun toate tipsurile și toate sfaturile sau lucrurile pe care ar trebui să le știți dacă veniți în Vegas. Așa că fiți pe fază! Am plecat din hotel și mergem să luăm mașina, să le luăm pe fete și să mergem să mâncăm undeva, cred că. Nu ți se pare că ești prea gros îmbrăcat? Uite cum sunt eu îmbrăcată și uite cum ești tu îmbrăcat. Hotelului, ca să vrei să mănânci, trebuie să te programezi și să mai când au liber, ca să te ia să mănânci, practic. Nu faci tu programarea la ei, fiindcă un restaurant mai interesant. Am ajuns în parcare, mergem și noi să luăm mașinuța. Dar eu nu văd unde. Aaaa, și am ajuns. Frumusețe mică! Arată bine? Doamne, ce frumoasă e! Hai, să mergem! Nu știu dacă am ajuns aici. Nu ce faci să mergi. Hai, hai, să ne întrecem. Mergem să mâncăm și vreau să filmez puțin din mașină. Cum se vede pe Vegas Street. Music.
și nu știe exact, el voia să... Suntem la In-N-Out, am venit să picăm și de ele vorbeam când am zis că o să le iau pe fete. Bine! Bună! Și ce te acoperi, Laura? Bună! Nu, okay, sexy? Nu, bună! Te rogi? Sunt gen salutul la Nasia, știi? Te mai faci și alți oameni. Și, de ce? Lasă, te filmez, nu se vedem. Am să mâncăm și după aceea am să... mergem până la hoteluri, să vedem împrejurimile, să mergem la stratosfer. Am ajuns în hotel în New York și mergem să ne dăm pe un roller coaster dacă stăm la cale și găsim bilete. Și după aceea mergem să mai dăm pe o chestie în stratosfer. Tocmai ne-am dat jos din roller coaster și nu mai putem, gen mie îmi tremură un picior și am lăcrimat și nu putem să facem video. Să zic că nu avem voie să filmez sau să fac poze. Deci nu mai putem, suntem, a fost super, super, super tare. Dar nu putem să filmăm roller coaster ca să vadă. Acum vor să mai duc Max și Laura odată și îi filmăm când pleacă și când vin. Chiar dacă când avem voie. Sper să-mi comenteze tare. A fost atât de tare. Am plâns, a plăcut, da? Da, da. Deci plângea și urla. Deci eu nu mai vreau să merg. Și nimeni nu putea să fie atent la nimic din roller coaster, doar la țipătul ei, pentru că era atât de funny. Dar ideea a fost că ne-am dus odată și a fost ok, dar Laura a insistat să mergem în primul rând și atunci nu mai a fost atât de ok. Da, da, a fost fun în primul rând. Ca să ne mai dăm încă o dată. Hai, ne scump pielea, te rog! Nu! No. Mă atât nu mai știu ce să zic. Trebuie să vorbesc așa, bine? Nu, te poți lăsa mai jos. Să stau așa, e cum greu. Să stau așa. Ok. O să filmăm un elicopter. Thank you.
atent acolo. Uite, nu faci nimic, pierzi toți banii. Ca să vă spunem ce s-a întâmplat. Am fost, am jucat la casino. Cum ați văzut înainte că am filmat și a venit o tipă să le... De obicei se mai învârtipe pe acolo ca să ceară buletinul din gâncă. Sau password, dacă nu știu să citească buletinul. Și a venit o tipă și normal că am dat pașaportul românesc. Buletinul, sorry, sunt în adrenalină acum, adică mai mult pentru el am fost. A venit și a cerut buletinul și când a spus că nu știe să-l citească, a chemat un polițist. Și polițistul s-a uitat la buletin și a zis că do you mind if I scan it? Și m-a zis, nu, nu, nicio problemă, ca și că, what the fuck, el ar avea vârsta. L-au și mințit ce a spus că are 23 de ani. Ei au plecat în locul unde trebuia să riscaneze buletinul și... Nu, am zis clar, amendă, $500, face gen, ceva. Ilegal, eu pregăteam o noapte în închisoare, exact ca în film, un fel de hangover, par 5 un pui, made in România. Și am zis că nu se termină bine și după aceea, când am văzut că eram în spatele lor, tremuram, nu știam ce se întâmplă, era cu polițistul în față și când au ajuns mai în față, mi-am dat seama că Max începe să râde, adică îi zâmbea și nu știu ce, și a început să-i spună că și el a fost ca... Și, domnule, ați văzut și dumneavoastră vârsta mea și vreau și dumneavoastră să vă distrați. Hai să lăsăm așa, să mai iau și să plec, dar I'm underage. Și a spus, de fapt, l-a întrebat câți ani are și a zis că are 19 ani și pe urmă, ne-a lăsat în pace și ne-a întrebat dacă stăm la hotelul ăsta, dacă stăm la Caesar și noi, nu stăm aici. Ai fost foarte inteligent de data asta că ai spus că nu stăm aici, atât ar trebui să-i spui că stăm aici. Ok. Deci, practic, puteți să jucați la casino, dar când vine aia, o rotuliți, ori îi spuneți să nu aveți ID și vă ridicați și plecați. Nu încercați să mințiți sau chestii genul. Sau vezi la 21 de ani, e cel mai safe. Păi da, practic, pot să joace dacă nu... Hai, că am puțit-o și pe asta. Ne-a prins și poliția. Ne-a prins și poliția. De ce nu am filmat când mergea cu polițistul în față? El care îmi spune să nu filmez oameni random aici, fiindcă se enervează ăștia pe mine și ce știi ce se mai poate întâmpla? Frate, am un stres maxim, cum ai să mai filmez? Cred să nu mă crede lumea acum? Doamne, cât adrenalină am avut astăzi! Începând cu... Mă-ntrage, o gândire și cu...